Salut, Lei! Voi face citirea pentru perioada 1-15 mai. Este o perioadă cu foarte multă energie în Taur, după conjuncția Jupiter-Uranus, ne putem aștepta la schimbări legate de resurse, de bunuri materiale, impozite, bănci, bani, Resurse alimentare, deci sunt resurse care ne afectează cumva. Vor apare schimbări. Să vedem ce vă arată tarotul pentru voi. Soarele este și el în taur. Și bineînțeles, soarele va face trigon cu. Lirit. Avem și o lună nouă tot în taur pe 8 mai. La baza pachetului, un șapte de spade. Este vorba de un act, de ceva, de un înscris, ceva care nu este adevărat. Deci, și acest lucru îl veți afla prin acest turn care se dărâmă. Deci, vorbim despre o situație în care voi ați construit ceva și veți vedea că toată această construcție nu a avut o bază solidă, sunteți aruncați din turn, veniți cu picioarele pe pământ, veți vedea greșelile pe care le-ați făcut sub lumina lui Marte, fulgerului lui Marte, dar veți putea să reconstruiți acest turn pe o bază solidă, fără greșeli, fără imprudențe. Și iată, sunt două, două arcane care arată că veți avea o pierdere. Deci veți avea o pierdere într-adevăr. Și totul este sub bagheta unui bărbat cu ascendent Zodie Emberbeck, un bărbat care este autoritar, o autoritate, poate să fie și o autoritate de stat, ceva care vă impune, vă dă aceste sancțiuni sau ceva. Deci trebuie să fiți foarte prudenți. Vorbim de voi, fericirea voastră și cunoașterea studii, călătorii. Și iată că legat de, peri... de voi, s-ar părea că după o trădare, voi v-ați dori să aflați de ce ați fost trădați, cum de n-ați observat, nu v-ați dat seama că persoana cealaltă nu este o persoană de încredere, și apare acest 2 de spade care patru de spade, spăzați-mă, patru de spade care vă arată meditația voastră. Deci sunteți într-un moment de analiză, de meditație. Și un trei de bâte arată că față fericirea voastră va fi să luați o inițiativă, să începeți ceva. Deci este o inițiativă care vă duce la o dezvoltare, fie că e vorba de o creativitate, de un hobby, de o iubire, dar poate să fie ceva care să vă aducă o creștere, o dezvoltare legată de comerț, de comunicare, de transporturi, ceva care vă aduce uh, resurse noi. Deci veți fi foarte ocupați de această inițiativă a voastră, fiindcă Va fi o inițiativă care să vă aducă resurse. Uh, un trei de monede arată din nou o uh, creativitate care pare să fie la început, dar este admirată de ceilalți. Este o creativitate care poate să vă aducă resurse importante uh, dacă este condusă genial. Deci, legat de cunoaștere, de studii, de călătorii. Uh, vorbim de resurse. de loc de muncă și sănătate, de carieră. Deci s-ar părea că în ceea ce privește resursele, bunurile materiale, munca voastră, resursele create prin munca voastră, este o generozitate. Atât voi, cât și ceilalți, am zice și voi primiți generozitate din partea celorlalți, dar și voi puteți să fiți generoși, să arătați înțelegere pentru ceilalți, să le oferiți câțiva bănuți în plus, fie la locul, la locul de muncă, fie să dați o șansă unei persoane să se afirme sau voi se poate da o șansă să vă afirmați, să câștigați ceva bănuți în plus și de bucurie puteți să faceți și voi un act de generozitate față de apropiați de familie. În ceea ce privește locul de muncă sau chiar și o problemă de sănătate, vă rezolvați folosindu-vă acea forță, putere care vine din interiorul vostru, este leul. Deci vă folosiți de intuiție, vă folosiți de puterea voastră, de puterea de a convinge pe cineva, fără să folosiți forța, folosiți numai vorba, iubirea, sentimentele. Deci intuiția, creativitatea, sunt alte aspecte. Este un aspect foarte benefic, deci la locul de muncă va fi foarte benefic sau legat sănătate. În ceea ce privește cinciul de spade, s-ar părea că legat de menirea voastră, carieră profesională, menirea voastră în familie, în societate, Veți avea o ceartă, o dispută foarte urâtă, care va duce la o separare. Aici trebuie să fiți foarte prudenți, fiindcă și voi ați acumulat, din punctul vostru de vedere, nervozitate și uh, considerând nedreptăți din partea celuilalt, dar și celălalt a acumulat. Deci aici trebuie să analizați foarte bine și să vedeți, fiindcă întotdeauna apare o separare. La cinciul de spade, adică fiecare va spune tot ce are de spus, de, nu mai lasă loc de împăcare. Uh, vorbim de uh, comunicarea voastră. Comunicarea voastră cu apropiații, frați, surori, veri, vecini, uh, uh, este o comunicare care să vă aducă fericirea. Deci, în această perioadă de timp, sunteți fericiți străluciți. Strălucesc și ceilalți. Dar este bine ca această fericire să o păstrați în sanctuarul inimii voastre sau în cercul conjugal. Soarele întotdeauna știm că întreține viața atâta timp cât are ce evapora. Când nu are ce evapora, poate să distrugă viața și un rege de cupe, vorbind de un scorpion cu care puteți să aveți un contract, o asociere sau poate chiar o relație sentimentală, trebuie să fiți foarte atenți că vreți să-i câștigați bunăvoința, dar dacă îl răniți, s-ar putea răzbuna. Deci... Aici trebuie să vedeți cum încercați să-i câștigați bunăvoința. Și un diavol, un diavol care uh, vine în poziția relațiilor pe care le aveți. Undeva aveți niște relații viciate, relații pe care ar trebui să le evaluați și să vedeți la ce renunțați din ele. Fiindcă acest diavol poate să reprezinte și o persoană cu ascendent, zodie în capricorn, care este capabil să vă aducă în puterea lui, să vă lege într-adevăr de scaun, să vă pună să jucați după cum vă cântă. Deci, să fiți în puterea lui. Este bine să renunțați la vicii, fiindcă nu sunteți decât o simplă trestie în fața necunoscutului. Un paș de spade, un rege de bâte și o încheiere, o finalitate. Și iată, aveți aici pajul de spade, care e vorbind de o femeie tânără cu ascendent zodie lună plină învărsător, o femeie care poate să vină spre voi și <coughs> poate fi din familie sau poate să vină în familie sau este o persoană din trecut care vă face tot felul de sesizări, de plângeri, de probleme, unde o să vă treziți cu inspecții, cu verificări. Deci, asta este ocupația acestei persoane. Un rege de băte. Dacă sunteți bărbați, sunteți voi. Dacă sunteți femei, poate să fie o relație. Dar acest rege este într-adevăr un bărbat cu ascendent zodie în leu. Este un bărbat energic, hotărât, care luptă întotdeauna pentru dreptate, adevăr deci, dar își urmărește scopurile lui și s-ar putea ca acest bărbat care vrea să iasă în evidență, să vă spună ceva, să vă comunice ceva, să vă aducă o schimbare. Deci, prin atitudinea lui, să vă aducă o schimbare, să vă transforme. Și moartea. Moartea pare să fie ceva karmic, ci este ceva care uh, Arată că ceva se încheie. Că este vorba de o datorie. S-a terminat, ați terminat cu ea, s-a încheiat de acum încolo, va urma altceva. Că este vorba de o iubire. Vă dați seama că această iubire nu poate să mai meargă, nu mai aveți ce să vă spuneți, și fiecare trebuie să-și urmeze calea. Deci, sau dacă este o, o problemă de sănătate, fiindcă este o casă karmică. A 12-a poate fi și o problemă de sănătate. Dacă nu este a voastră și este al cuiva, poate că această problemă de sănătate se încheie după o perioadă destul de lungă și un drum destul de greu. Uh, aceasta a fost citirea pentru voi. Lei, eu vă doresc numai bine, vă mulțumesc pentru timpul acordat și nu uitați, dacă vă ajută, vă recunoașteți în aceste citiri, puteți să dați un like, să ajutați canalul să dezvolte, să-l transmiteți mai departe, să vă abonați. Nu vă costă nimic și vă mulțumesc!